Dintre cele 3300 de locuri de cazare existente în internatele liceelor din județ, doar 70% sunt ocupate. La mare căutare sunt locurile din internatele școlare aflate în municipiul Suceava. Conducerea Colegiului Național Mihai Eminescu a fost nevoită să refuze câteva cereri de cazare. Putem spune că gradul de ocupare este 100%, cel puțin în căminul acesta de vis-a-vis de colegiu. În celălalt cămin, ținând cont de faptul că încă mai funcționează grădinița, dat fiind faptul că nu s-a finalizat construcția destinată grădiniței și căminului, am putea spune că tot 100% este gradul de ocupare și acolo. S-a ținut cont de continuitatea celor care au fost cazați în anii anteriori, apoi am cazat elevii noștri care au intrat în clasa a noua. Parterul acestui cămin este rezervat băieților. Din păcate, au existat câteva refuzuri, ținând cont că veneau din partea unor elevi care erau elevi la altă școală. De teamă că elevii s-ar putea îmbolnăvi de meningită, cei aflați la conducerea liceelor au înăsprit regulile de igienă. Elevii sunt obligați să folosească doar prosoape de unică folosință. Deja săptămâna trecută s-a produs în toate clădirile școlii procesul de dezinfecție, dezinsecție, deratizare. Ne aflăm într-o baie modernizată și nu este singura, ci este singura în lucru în acest moment. S-au mai introdus cu acceptul părinților, la cererea unora dintre ei și cu la decizia Consiliului de Administrație. S-au introdus, spuneam, câteva reguli stricte legate de folosirea exclusivă a prosoapelor de hârtie, a săpunului lichid, ținând cont de faptul că de-a lungul verii au existat amenințări legate de meningită, nu neapărat în instituția noastră, dar dacă suntem încă înconjurați de un astfel de pericol, ni s-a părut firesc să apelăm la măsuri suplimentare în acest sens. Cât privește tarifele de cazare în internatele școlare, prețurile nu au fost modificate față de anul trecut. Chiria lunară într-un cămin costă între 35 și 50 de lei în funcție de dotările existente în internatul școlar. Masa la cantină costă 17 lei pe zi. Elevii vor trebui să mai achite o taxă de 35 de lei pe lună pentru regia de cantină. Așadar, masa și cazarea într-un internat școlar poate costa între 400 și 500 de lei pe lună. Tarifele au fost aprobate de Inspectoratul Școlar.